Adversarii puternici în play-off ajută Sport Clubul din toate punctele de vedere. O să tragem cât mai mult, să ne apropiem, pentru că ne-am propus un obiectiv, să acumulăm 15 puncte în acest play-off și zic eu că e posibil dacă vom juca așa. Tinerețea poate fi una tu, dar pentru Liga 1 mai e nevoie și de experiență. Îi motivez că vor crește. Noi am avut un obiectiv, da, că cu o echipă tânără putem să accedem în play-off. S-a realizat, pentru că nu e ușor, am avut obiectivul ăsta foarte îndrăzneț și tot timpul ne-am spus că în play-off jucăm cu cele mai bune echipe ale seriei și normal că pregătim sezonul următor pentru Liga 1, pentru că avem obiectiv promovat și aici ne facem mâna, cum se spune. În primele două meciuri din play-off, Sport Club Bacău a remizat la CSMS Iași și a pierdut la limită pe teren propriu cu Rapid București, două formații care au ca obiectiv promovarea în Liga 1 la finalul sezonului 2013-2014.